Bună dimineața! Am reușit să mă odihnesc un pic. Am ajuns la capătul rândului, pentru că ieri seară nu mai eram în stare să mai lucrez. Oboseala de peste zi, căldura te toropesc. Deci am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimele 10 piciorușe duble înalte și voi continua cu cele 3 ochiuri de lanț. Voi intra în primul spațiu, cel format din 3 ochiuri de lanț. Voi face un picioruș scurt. Sper că sunt în poziția bună, să mă puteți vedea. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț. Și cel de-al cincilea. Voi intra în mijlocul următorului lănțișor format din cele 5 ochiuri de lanț. Voi face un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț din nou. Voi intra în spațiul format din cele 3 piciorușe scurte, din cele 3 ochiuri de lanț, scuzați, voi face un picioruș scurt. Iar acum voi continua în felul următor. Voi intra în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul abia terminat și voi face un picioruș alunecat în corespondența celor 10 piciorușe duble. Deci în corespondența fiecărui picioruș noi vom face un picioruș alunecat și veți vedea de ce. Pentru că în felul acesta vom face un nou rând de ochiuri de lanț care va da lărgime coșulețului. Aceasta este foarte important. Și chiar din acest motiv aseară m-am oprit, era de fapt mezul nopții, eram atât de obosită încât simțeam că nu reușesc să explic în mod corect și am spus să prefer să mă opresc, să fac două părți a acestui tutorial decât să vă dau un tutorial greșit. Deci am ajuns aici cu piciorușele alunecate. Acum voi face un număr de 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, cu care apoi voi intra în primul spațiu de 5 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt, apoi din nou 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi intra în următorul spațiu, voi face din nou un picioruș scurt, voi face din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, felul acesta, și voi intra aici în corespondența ultimului ochi de lanț din cele 3 ultimele 3 de aici înainte de a ajunge la evantaiul pe care l-am format. Și voi face din nou un picioruș scurt.
În felul acesta încercăm să dăm un pic de lărgime, vedeți, coșulețului, pentru că apoi va fi necesar să continuăm înmulțind și vom continua în corespondența piciorușelor duble înalte, vom face piciorușe scurte până când vom ajunge la capătul evantaiului, așa cum îmi place mie să le numesc evantaie, pentru că au tendința de a arăta ca un evantai, și din nou cu piciorușe scurte ne îndreptăm spre capătul evantaiului, unde vom ajunge și vom proceda exact ca în celălalt spațiu. Deci am ajuns în capătul evantaiului cu piciorușe alunecate. Acum din nou voi face un număr de 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, și voi intra în corespondența primului spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț. Am făcut un picioruș scurt, din nou 1, 2, 3, pic, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și voi intra în corespondența următorului spațiu de 5 cu picioruș scurt. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, și voi intra în corespondența ultimului ochi din cele 3 din lanțul de 3. Voi face picioruș scurt și din nou cu piciorușul alunecat voi ajunge la capătul evantaiului. În felul acesta vom proceda pe întreg parcursul acestui rând. Și astfel vom da un pic de lărgime lucrării noastre. Noi vom lucra singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț, picioruș scurt, în corespondența ultimului arc format din cele 3 ochiuri de lanț, iar acum, din nou, voi lua de 2 ori firul pe croșet și voi intra din nou în corespondența spațiului dintre piciorușele 5 și 6 și voi face din nou un număr de 10 piciorușe duble înalte. Deci un pic atente aici. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
9. Și acum vom face ultimul, cel de-al 10-lea. Acum voi continua cu alte trei ochiuri de lanț cu care voi intra în primul spațiu de 5 picioruși, de 5 ochiuri de lanț din rândul anterior și voi face picioruș scurt. Din nou, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în următorul spațiu și voi face un picioruș scurt. Alte 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi intra în următorul spațiu de 5 ochiuri de lanț, voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. După care voi lua din nou de 2 ori firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu între ochiurile 5 și 6, 2, 4, 5 și 6 și voi lucra din nou cele 10 piciorușe duble înalte. În felul acesta vom continua. După cum vedeți, devine din ce în ce mai larg coșulețul nostru. Veți vedea că la sfârșit veți obține ceva plăcut la vedere. Vreau să vă spun că acesta îl puteți executa în orice culoare doriți. Dacă doriți să fie un pic mai mare, puteți să folosiți un fir de macrame un pic mai gros. Puteți să lucrați și în degrade, așa cum am făcut eu celălalt. V-am spus, acela l-am lucrat la începuturile mele, când încă nu aveam nici canalul de YouTube, nici grupul, nici măcar nu aveam acest gând de a crea această impreză, să-i spunem așa, acest pas important, 2, 4, 6, 7, trebuie să fac încă 3 piciorușe duble înalte. Eu sper că stau bine în cadru, că vedeți ceea ce lucrez. Am ajuns la capăt cu cele 10 piciorușe duble înalte. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț pe care le voi închide în primul spațiu de format din 5 ochiuri cu picioruș scurt. Acum 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Voi intra în următorul spațiu și voi închide cu piciorul scurt, alte 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Voi intra în următorul spațiu, voi închide cu piciorul scurt, acum voi face alte 3 ochiuri de lanț, iau de 2 ori firul pe croșet și din nou vom repeta ceea ce am executat până acum. Cele 10 piciorușe duble înalte. Ceea ce obținem, uitați-vă, este aceasta. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 3 ochiuri de lanț. Acum voi intra cu picioruș scurt, exact la începutul primului evantai din rândul pe care abia l-am încheiat. Deci voi intra aici, după cum vedeți, apoi din nou voi
lua de două ori firul pe croșet și voi intra în corespondența piciorușului, spațiului dintre piciorușul 5 și 6 și voi face de această dată un număr de 9 piciorușe duble înalte. Deci nu vor mai fi 10, vor fi doar 9. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 8, cel de-al nouălea picioruș. Acum aici, așa. Voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, cu care voi intra în primul spațiu de 3 ochiuri de lanț dintre evantaie și voi face un picioruș scurt. Apoi voi continua 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Voi intra în corespondența următorului spațiu format din cele 5 ochiuri de lanț din rândul anterior și, după cum știți, închidem cu picioruș scurt, 3, 4, 5 din nou. Voi intra în următorul spațiu. Voi face alte 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Voi intra în ultimul spațiu format din ochiurile de lanț. Voi face un picioruș scurt. Voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi intra din nou, 2, 4, 5, 6, în corespondența spațiului dintre piciorușele 5 și 6 și voi lucra 9 piciorușe duble înalte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, și cel de-al nouălea și din nou vom lucra exact ca în cealaltă secvență. Trebuie să le aranjăm bine aici. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care vom intra în primul spațiu. Vom continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Este foarte important să respectăm aceste numere de ochiuri de lanț pentru a crea lărgimea
coșulețului. Uitați-vă. 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra aici, în ultimul spațiu format de ochiurile de lanț. Voi face 3 ochiuri de lanț. Și din nou voi intra în corespondența spațiului dintre piciorușele 5 și 6 și voi face cele 9 piciorușe duble înalte. Astfel vom continua până la capătul acestui rând. Vedeți? Aceasta este ceea ce trebuie să obținem. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. După cum vedeți, aici lucrul pare neterminat. Eu am făcut ultimele 5 ochiuri de lanț pe care le-am închis în cele 3 ochiuri de lanț din rândul anterior. Acum voi face ultimele 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Iar cu acestea voi intra aici, în acest spațiu creat prima de a lucra cele 9 piciorușe duble înalte. Și voi închide cu un picioruș scurt. În felul acesta. După care voi continua în felul următor. Voi lua firul odată pe croșet. Voi intra în primul picioruș dublu înalt din evantai și voi face o jumătate de picioruș scurt. Voi lua din nou firul odată pe croșet, voi intra în cel de-al doilea picioruș și voi lucra două jumătăți de picioruș dublu. Deci am lucrat prima. Voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în interior, voi lucra cea de-a doua jumătate de picioruș dublu. În următorul picioruș voi face doar un singur, doar o singură dată, o jumătate de picioruș dublu. În următorul vom face din nou două jumătăți de picioruș dublu. Deci un picioruș din rândul anterior, primul, va veni lucrat un singur, o singură jumătate de picioruș dublu, în cel de-al doilea, două jumătăți, din nou, o singură jumătate de picioruș dublu, în următorul, două jumătăți. În felul acesta vom continua pe parcursul întregului evantai. Jumătate. Acum, în acesta voi face două jumătăți de picioruș dublu, 1 și cea de-a doua, apoi din nou o jumătate de picioruș dublu, iar în următorul picioruș voi face alte două jumătăți. Deci, după cum vedeți, începem cu o jumătate de picioruș dublu în primul picioruș dublu înalt din corespondența evantaiului și voi termina din nou exact în același mod cu o jumătate de picioruș dublu. Uitați-vă. Aceasta se obține, după care ce vom face? Vom continua să lucrăm piciorușe duble. În corespondența fiecărui spațiu, vom lucra câte 3 jumătăți de picioruș dublu. 1, 2, 3. După care vom trece în următorul spațiu și vom lucra din nou 3 jumătăți de picioruș dublu. 1,
Doi? Și cel de-al treilea. Chiar dacă spațiul este format din cinci ochiuri de lanț, veți lucra doar trei jumătăți de picioruș dublu. Unu. Doi. Și cel de-al treilea. Vom trece în următorul spațiu de cinci ochiuri de lanț și vom face din nou trei jumătăți de picioruș dublu. Doi. Cel de-al treilea. Ne mutăm în următorul spațiu și vom face din nou trei jumătăți de picioruș dublu. Unu. Doi. 3. Și cu acesta am ajuns din nou în corespondența evantaiului și vom lucra exact ca în acesta primul de aici. Voi face în corespondența primului picioruș din rândul anterior, picioruș dublu înalt specific, voi face o jumătate de picioruș dublu. În corespondența celui de-al doilea ochi voi face două jumătăți. Deci exact modul în care am lucrat în primul evantai. Voi continua următorul picioruș unde voi face doar o jumătate de picioruș dublu. Voi intra în următorul, voi face două jumătăți de picioruș dublu. Ca și cum am jucat sărita. Un picioruș cu două piciorușe duble înalte, unul singur, scuzați, două jumătăți de picioruș. Așa cum vă spuneam, mă încurc uneori, pentru că, după cum vedeți, eu dorm foarte puțin. Foarte puțin. Pentru a avea timp să fac aceste tutoriale, eu dorm cel mult 4 ore în fiecare noapte. Și apoi ziua este lungă. Aici sunt niște călduri infernale în timpul zilei și noaptea, bineînțeles, dar ziua aproape nu poți respira. Cu ventilatoare, cu aer condiționat, cu totul, este un infern. Și am ajuns din nou în ultimul picioruș dublu din evantaiul pe care l-am, picioruș dublu înalt pe care l-am creat. Și acum, după cum ați văzut, am lucrat o jumătate de picioruș dublu și acum vom intra în primul spațiu și vom lucra trei jumătăți de picioruș dublu. Repetăm exact ceea ce am făcut în prima parte. Mă voi deplasa în următorul spațiu. Chiar dacă este format din 5 ochiuri de lanț, voi lucra doar trei jumătăți de picioruș dublu. În felul acesta. Mă voi deplasa în următorul spațiu și voi lucra din nou, trei jumătăți de picioruș dublu. Voi insista un pic așa să vedeți modul în care se lucrează. Voi intra în următorul spațiu și voi lucra din nou, trei jumătăți de picioruș dublu. Iar acum voi intra în ultimul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și voi lucra din nou trei jumătăți de picioruș dublu. Dacă cineva dintre dumneavoastră nu înțelege ceea ce eu am lucrat până acum, după cum vedeți, lucrând în felul acesta, începe să se onduleze un pic și în momentul în care va fi gata și va fi apretat și pus pe un vas, pe un suport de plastic pentru a se usca, bineînțeles vom da forma coșulețului. Iar acum vom reîncepe aceeași
același mod de a lucra ca și în celelalte evantaie, primul, în corespondența primului picioruș dublu înalt din evantai, va fi întotdeauna o jumătate de picioruș dublu și vom continua cu cele două jumătăți de picioruș dublu în cel de-al doilea picioruș, apoi din nou o jumătate de picioruș dublu și în felul acesta vom ajunge la capătul rândului unde ne vom întâlni pentru a termina acest frumos coșuleț. Am ajuns și la capătul acestui rând. După cum vedeți, am aici ultimul spațiu de 3 ochiuri de lanț. Voi face și aici 3 jumătăți de picioruș dublu. 1, 2 și cel de-al treilea. După care, uitați-vă ce am obținut până acum, uitați-vă ce frumusețe. Chiar dacă este un pic mai mult de lucru, să știți că, după părerea mea, merită. Acum, ce vom face? Vom intra cu croșetul în prima jumătate de picioruș scurt și vom face un picioruș scurt. Apoi în următorul, cel de-al doilea picioruș scurt. Vom intra în cel de-al treilea picioruș de rândul anterior, deci jumătate de picioruș dublu. Și vom face un picioruș scurt, după care voi face 3 ochiuri de lanț, 2, 3, și voi face un picot. Apoi voi continua. Un picioruș scurt în corespondența următorului picioruș voi face din nou un picioruș scurt. Cel de-al treilea picioruș scurt. Din nou 3 ochiuri de lanț și voi face un nou picot. Deci, la fiecare al treilea picioruș scurt vom face un picot. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând, care va fi și ultimul, bineînțeles. 2, cel de-al treilea. Și voi face un picot. Și voi continua. Un picioruș scurt, cel de-al doilea, cel de-al treilea, deci 3 piciorușe scurte, iar în corespondența celui de-al treilea voi face un picot. În felul acesta continuăm pe întreg parcursul rândului. 3. Singure de data aceasta, deci vom face 3 piciorușe scurte, iar în corespondența celui de-al treilea vom continua cu un picot. Felul acesta lucrăm până la capătul rândului. Uitați-vă ceea ce obținem. Sper că vedeți. Exact această mărginuță de aici. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Suntem la sfârșitul acestui ultim rând. Am lucrat un picot,
Acum voi continua cu piciorușele scurte, 1, 2, cel de-al treilea, unde voi face din nou un picot. Și după cum vedeți, mi-au rămas doar două piciorușe scurte de făcut. Vedeți? Aceasta înseamnă că am lucrat corect, dar am făcut un picioruș scurt, după cum ați văzut, pe al doilea nu îl voi lucra în totalitate, ci voi face picioruș alunecat, pentru că vom închide acest rând. Am făcut piciorușa alunecată, acum voi tăia firul de macrame, voi scurta, voi închide lucrarea, după care firele le vom ascunde în spate. Așa cum știți, eu le ascund cu croșetul. Dumneavoastră, dacă nu puteți cu croșetul, puteți folosi acul, nu este nicio problemă. Important este să dăm stabilitate capetelor de fire și în felul acesta, bineînțeles că lucrul pe care îl facem va dura în timp. După ce am ascuns capetele de fire bine și am terminat lucrarea, va trebui apretat. Cine nu știe modul în care se pot apreta, din nou pe canalul meu de YouTube veți găsi modul în care apretez un alt coșuleț mai mare. Exact în același mod veți apreta și dumneavoastră, doar că de data aceasta va trebui să găsiți bolul adaptat mărimii acestui coșuleț. Eu am pus pe un castronel mult mai micuț de sticlă, pentru că este important ca baza să fie perfectă și apoi l-am aranjat și l-am pus la uscat. Pentru a vă arăta eu modelul, l-am executat de aici, din această carte. Această carte este cumpărată de foarte mulți ani. Eu am mai lucrat din ea pentru mine, nu am făcut tutoriale până acum. Croșetul prețios se traduce în limba română, croșetul pentru vară, pentru perioada de vară. Și după cum vedeți, eu de aici mi-am luat modelul, așa că cum vă spuneam, întotdeauna încerc să fac modele pe care nu le lucrează alte doamne pentru a nu avea probleme. Nu vreau să imit pe nimeni, nu vreau să fur ideile nimănui. Eu doar fie lucrez după o revistă, fie dezvolt ideile mele, iar la cererea dumneavoastră fac anumite tutoriale pe care le traduc fie din limba engleză, fie din limba rusă, fie din limba braziliană, din fericire că reușesc să mă descurc în aceste limbi. Acesta este ceea ce am vrut să lucrăm împreună. În momentul în care voi avea mai multe lucrări efectuate, care trebuiesc apretate, le voi apreta pe toate și apoi
voi face în timp o expoziție cu tot ceea ce eu am croșetat, camileuri, ca și coșulețe. Bineînțeles că voi veni și cu alte modele pentru dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș, sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat astăzi. Mi-ar face plăcere să lucrați după mine. Dacă din întâmplare vedeți aceste tutoriale, vă place modul meu de a lucra, de a explica, pentru că încerc să fiu cât mai corect, cât mai corect în explicațiile pe care le dau pentru a fi de ajutor doamnelor începătoare. Eu mă adresez foarte mult doamnelor începătoare care au nevoie de ajutor. Dacă, așa cum spuneam, din întâmplare, vedeți aceste tutoriale, vă plac, vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Cum spuneam, repet din nou, totul este gratuit, puteți vedea un tutorial și de 10 ori până vi-l scrieți, până când urmăriți mișcările pe care le fac, modul în care lucrez, nu vă costă nimic. Important este doar să vă înscrieți, să acționați clopoțelul și în momentul în care eu voi încărca un nou tutorial pe canalul de YouTube, dumneavoastră veți fi anunțate. Așa cum vă spuneam, ceea ce voi lucra pe parcursul unei săptămâni, voi încărca pe YouTube sâmbătă și duminica, când dumneavoastră, mai ales duminica, când dumneavoastră sunteți libere, când dumneavoastră puteți vizualiza ceea ce eu lucrez. Ne așteaptă o zi de muncă, o nouă zi de foc, o nouă zi în care eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și spor în tot ceea ce faceți, iar noi ne vom revedea cât mai curând. La revedere!